Nici pe mine nu m-ați văzut foarte des până acum pe micile ecrane. Numele meu este Alexandru Andrieș. Aceasta este o primă întâlnire pe care televiziunea mi-a propus-o cu dumneavoastră. Sper să vă facă plăcere și sper să ne mai vedem. Profit de scurta mea prezență aici, în acest studio, ca să vă anunț că toate cântecele pe care până acum le-ați ascultat în concerte sau pe casete care au circulat de la unul la altul trase tot prin concerte, le veți putea auzi în curând pe un disc editat de Casa de Discuri Electrecord. Și am ales trei cântecele speciale pentru această emisiune, două sunt de pe acest disc și al treilea este o alegere de-a mea, pentru că toate cântecele au un numitor comun. Apare personajul televiziunea așa cum a fost ea până în 1989. Sper să vă facă plăcere. Puștașul mi-aduce ziarul acasă, zâmbește cu foarfeca în mână. Am tăiat ce mi s-a părut periculos, puteți să-l citiți, poftă bună. Mă așez în față la televizor, pe ecran un chelner apare. Bună seara, stimați telespectatori, îmi dați vă aduc de mâncare. La telefon nici nu încerc să vorbesc de cum ridic receptorul. E o voce acolo care zice, alo, în ce caz mai târziu s-a ars motorul sau s-a rupt banda. Apa curge, dar foarte rar, mi-a zis mie cineva, că asta se întâmplă fiindcă sunt prea multe microfoane pe rețea. Astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal am văzut cașcaval. Astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal am văzut cașcaval. M-am uitat și la program, dar n-a mai apărut, deși am stat până s-a terminat, dar n-are nimic, mâine iar, la telejurnal, mâine iar, la telejurnal, mâine iar, la telejurnal, am să văd cașcal, am să văd cașcal, am să văd cașcaval. Aceste două cântece sunt pe disc, deci le veți putea oricând avea acasă și asculta. Cu ocazia asta o să scap și eu în concerte, nu o să mi le mai cereți așa de des.